În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și dreptatea Lui și toate celelalte vi se vor adăuga vouă. Binecuvântați și dremăritori creștini în Sfânta Biserică a Domnului nostru Iisus Hristos. Cuvintele pe care dumneavoastră le-ați auzit astăzi în Sfânta Evanghelie sunt de la Evanghelistul Matei, care a scris pe scurt predica de pe munte rostită de Mântuitorul Iisus Hristos. Sunt multe cuvintări pe care le-a rostit Mântuitorul Iisus Hristos și care sunt esențiale pentru viața noastră de aici, de dincolo. Cu bună oară, atunci când a vindecat pe orb, Hristos a ținut să spună: eu sunt lumina lumii. Cel care îmi urmează mie nu va umbla în întuneric, ci va afla lumina vieții. Sau când l-a înviat pe Lazar, a ținut să spună: eu sunt învierea și viața. Cel care crede în mine, chiar dacă va muri, va fi viu. Și oricine trăiește și crede în mine nu va muri niciodată. Au rămas nemuritoarele cuvântările pe care le-a rostit Mântuitorul. Îmi aduc aminte totdeauna cu emoții de minunatele cuvinte pe care le-a rostit Domnul Iisus Hristos după cina cea de taină și care sunt cuprinse cu adânc înțeles în Evanghelia Sfântului Ioan. De alminte nu pot trece cuvântarea, marea cuvântare catehetică despre sfârșitul veacurilor și despre judecata de apoi pe care Domnul a rostit-o pe muntele Măslinilor, acolo unde a dat semnele care se vor arăta înainte de sfârșitul veacurilor și de judecata lui Dumnezeu. Marea cuvântare satologică cuprinsă în Evanghelia de la Matei 24. Ei bine, o cuvântare deosebită rostită de Mântuitorul și pe care ar trebui să o cunoaștem toți. Și dacă până acum n-am studiat-o, să o studiem. Este cuvântarea de pe munte, predica de pe munte, cuprinde în sine esența învățăturii Mântuitorului Iisus Hristos. Când se duceau ucenicii la Sfântul Ardealului, Părintele Arsenie Boca, îi întreba în primul rând dacă au învățat predica de pe munte. Adică, de ce? Pentru că aici este esența învățăturii creștine. Mulți dintre noi avem Biblia acasă, prăfuite, nu, le-am cumpărat cu viu interes cândva, când am auzit o predică, dar de citit nu le-am citit. Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu. Cercetați Scripturile, că în ele aflați viață veșnică și ele sunt care mărturisesc despre mine. De aceea și noi trebuie să învățăm cel puțin predica de pe munte. Pe bună dreptate mă veți întreba: de ce, părinte, mai pierd timpul și cu asta? Pentru că aici sunt cuvintele vieții veșnice. Dacă în Vechiul Testament Dumnezeu a scris pe table de piatră legea Vechiului Testament cu degetul Său, în Noul Testament Fiul Său scrie nu pe table de piatră, ci pe inima apostolilor cuvintele sale prin care desăvârșește legea Vechiului Testament. O scrie nu numai pe inima apostolilor, prin ei și pe inima noastră Dumnezeu vrea să o scrie. N-a vorbit așa cum s-au chinuit toți filozofii socratici și presocratici, toți filozofii naturiști sau cei până în secolul nostru, ci le-a rostit cuvinte pe înțelesul tuturor. Ne vorbește despre esența vieții creștine. Dacă vrei să fii desăvârșit, dacă vrei să fii fericit, mă veți întreba de ce încep cu fericirea și cu desăvârșirea. Pentru că cine nu vrea să fie fericit? Dar Mântuitorul arată o strânsă legătură între desăvârșire și fericire. Nu poți să fii fericit dacă nu ești desăvârșit. Și Hristos ne arată care sunt căile pe care trebuie să mergem în această predică de pe munte.
ne arată cele nouă fericiri. Noi le cântăm totdeauna la Sfânta Liturghie, mai tare, mai cu inimă, mai firav câteodată, dar în ele sunt cele nouă fericiri prin care putem ajunge la desăvârșire. Mântuitorul Iisus Hristos a fost așa de cald când a rostit această cuvânt, s-a așezat jos pe o piatră și toți ucenicii s-au așezat la picioarele lui și l-asculta. Cele nouă fericiri prin care ne-a învățat smerenia, dreptatea, milostenia, curățenia inimii, toate acestea fără de care omul nu poate să-L vadă pe Dumnezeu. Căci numai cel curat cu inima poate să-L vadă pe Dumnezeu. Și ne spune un cuvânt, voi sunteți lumina lumii și sarea pământului. Nu poate cetatea să se ascundă când stă deasupra muntelui. Nici oamenii nu aprind făclie să o pună sub obroc, ci în sfeșnic să lumineze tuturor celor din casă. Ne arată Evanghelistul Matei cum era în Vechiul Testament și cum ar trebui să fie. Această învățătură se cuprinde în capitolul 5, 6 și 7 din Evanghelia de la Matei. Aici ne spune așa, să nu te juri pe nimic, pentru că nu trebuie să spunem decât da și nu. Ce este mai mult este de la diavol. Mai departe, a spus ochi pentru ochi și dinte pentru dinte. Și Mântuitorul spune o învățătură pe care noi în parte o știm. Cel ce voiește, eu vă spun vouă, să nu stați împotriva celui rău, iar cui te lovește peste obrazul drept, întoarce și pe celălalt. Celui care voiește să se judece cu tine, să-ți ia haina, lasă-i și cămașa. Iar dacă te va sili să mergi o milă, tu să mergi cu el două. Apoi ne rostește cea mai adâncă lege a iubirii creștine. Ne arată cum să împlinim această poruncă. La Matei capitolul 5 spune așa, la versetul 44, ați auzit că s-a zis, să iubești pe aproapele tău, să urăști pe vrăjmașul tău. Iar eu vă zic vouă, iubiți pe vrăjmașii voștri, binecuvântați pe cei ce vă blesteamă, faceți bine celor ce vă urăsc și rugați-vă pentru cei care vă vatămă și vă prigonesc, ca să fiți fiii Tatălui vostru celui din ceruri, că El face să răsare soarele peste cei răi și peste cei buni și trimite ploaie peste cei drepți și peste cei nedrepți. Cea mai desăvârșită lege. Nici o religie din lumea aceasta nu are această poruncă a iubirii creștine. Să-L iubești nu numai pe aproapele, ci și pe vrăjmașul tău. Să-i faci binele. E ca și cum spune pentru Apostolul Pavel, ea îi pune cărbuni aprinși pe cap. Iar astăzi, să știți, la capitolul acesta suntem cei mai reticenți. Copiii se ceartă cu părinții, nu îi vizitează niciodată. Am fost și m-am cutremurat văzând cum o bătrână a murit cu dorul de fiul dânsei. Și el și dea la două străzi depărtare și n-a vrut să o vadă. Am văzut părinți care în loc să îi binecuvinteze pe copii, îi blesteamă. Lucrurile acestea nu s-au pomenit nici la păgâni și nici între animale nu se arată așa dușmănie între copii și părinți. Ați văzut dumneavoastră ce este în stare să facă o ursoaică dacă cineva atentează la viața copilului său. Noi nu mai suntem așa. Nu mai avem dragoste pentru copiii noștri. Mulți dintre cei care nici măcar nu trec prin biserică au uitat că noi nu trebuie să avurtăm copiii. Mai departe, această predică de pe munte trebuie să o cunoaștem. Ea ne învață cum să postim. Ne arată că Dumnezeu în cer este Tatăl nostru și ne arată care este cea mai desăvârșită rugăciune. Tatăl nostru. Îmi spunea cineva, părinte, nu mai pot să mă rog, că am citit atâtea rugăciuni în fiecare zi. Măi, spune cum a zis Hristos,
Măcar Tatăl nostru de 7 ori pe zi, cum spune psalmistul, de 7 ori te-am lăudat și e plăcut înaintea lui Dumnezeu, nu să bolborosești, a spus Mântuitorul, crezând că vei fi ascultat, ci câteva cuvinte de înțeles. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine, păcătosul, să spui când te duci la lucru, când vii, când ești pe drum, când ți-ui amintea razna, când ești la mare încercare, rostește rugăciunea domnească, Tatăl nostru. Nu pot să trec cu vederea că în această predică de pe munte a spus așa: nu vă adunați comori pe pământ, unde molia și ruginea le strică și unde le furile sapă și le fură, ci adunați-vă comori în cer, unde nici molia, nici rugina nu le strică, unde furii nu le sapă și nu le fură. Că acolo unde comoara ta, acolo va fi și inima ta. Ați auzit că s-a zis celor de demult să nu săvârșești adulter. Eu vă spun vouă că oricine se uită la femeie poftind-o, a și săvârșit adulter cu ea în inima lui. Iar dacă ochiul tău cel drept te smintește-l, scoate-l și-l aruncă-l de la tine, căci mai de folos îți este să piară un din mădularele tale decât tot trupul tău să fie aruncat în ghienă. Iată ce cuvânt ne spune Mântuitorul: să nu săvârșești adulter, s-a spus din Vechiul Testament. Prin adulter se pierde harul căsătoriei. A spus-o totdeauna, să se știe. Când ai pierdut harul căsătoriei, s-a dus ordinea din familie. Și atunci ajung copiii pe stradă și atâția sunt care au părăsit și familia pentru că au pierdut umblând în desfrânări. Mântuitorul ne spune că și dacă te uiți și ai poftit-o, ai și săvârșit adulter. De ce? Pentru că vrea să scoată răul din inima noastră. Sfântul Apostol Pavel spune așa, că dacă ai un bărbat necredincios, să stai, că se sfințește prin femeia credincioasă. Dar nu la fel spune când este vorba de adulter. El spune, mai adânc, nici măcar să nu stea în biserică, să nu spurce locul. Deci cât de important să știm să păstrăm sfințenia vieții. Iar când roștește aici, iar dacă ochiul tău cel drept te zmintește, scoate și-l aruncă-l de la tine. Nu se vor gândește numai la ochiul acesta, ci în adânc să scoate gândul păcatului. Dacă cineva pe care îl iubești ca pe lumina ochilor te atrage la păcat, scoate și-l aruncă-l de la tine ca pe lumina ochilor. Dacă cineva te slujește și sunt mâinile tale cu care lucrezi peste tot, dar când te atragi la păcat, taie-le și le aruncă-l de la tine. Iată ce cuvinte adânci, cum ne învață ca să ne ferim de păcat. De ce vă spun toate acestea? Pentru că păcatul aduce multe dezordine în viața lumii și îl oprește pe om de la fericire. Nu poți să fii fericit dacă nu ești în comuniune directă cu izvorul fericirii, cu Dumnezeu. Și acela e fericit care are poruncile și le păzește. Așa a spus Mântuitorul, acela este prietenul meu dacă face ceea ce am poruncit eu. Deci iată cât de important este să păstrăm sfințenia vieții pentru ca să dobândim fericirea comuniunii cu Dumnezeu. Unii au dobândit comuniunea cu Dumnezeu și când se aflau în mare încercare, că au avut răbdare. Ați auzit ce frumos spunea Sfântul Apostol Pavel? Totdeauna să luați aminte la Apostol. Ne lăudăm și în încercare, adică când ești bolnav, când ești amărât, știind că încercarea aduce răbdare, răbdarea aduce nădejde, iar nădejdea nu rușinează pe nimeni, pentru că iubirea lui Dumnezeu se revarsă peste toți. Să mergem mai departe pe firul Sfintei Evangheliei, ca să ajungem la cuvintele de astăzi. Cuvintele de astăzi pun în evidență lucruri esențiale. Luminătorul trupului este ochiul. Dacă ochiul tău va fi curat, tot trupul tău va fi luminat.
Iar dacă ochiul tău va fi întunecat, tot trupul tău va fi întunecat. Deci dacă lumina care este în tine este întuneric, dar întunericul cu cât mai mult. La ce fel de ochi se referă? Normal, ochiul nostru, că prin el vedem lumea aceasta. Dacă este încetoșat, dacă e bolnav, dacă e sănătos, dar în adânc vorbește despre conștiință. Dacă conștiința ta este curată, tot trupul tău va fi luminat. Cum să păstrezi conștiința curată? Ferindu-te de rău, cercetând conștiința. Învățam de la părinții mei ca în fiecare seară să ne cercetăm conștiințele. Când am ajuns mai mare și am avut profesori iscusiți, ne cerea ca tot ce am făcut să trecem prin filtrul rațiunii noastre duhovnicești și ce am făcut rău să mergem să spunem la duhovnic. Așa viață de seminar, o viață extraordinară, apropiată de Dumnezeu. Ne spovedeam de câte ori simțeam că cu un gând am supărat pe cineva ca viața să fie curată, pentru că Dumnezeu nu se întruchipează decât în cuget curat, nu în cuget pângărit și necurat. În cuget pângărit și necurat, cuvântul sfânt nici când nu s-a întrupat, ne spunea părinții profesori. Deci după ce îți cercetezi conștiința, îți scoți răul de acolo, îl mărturisești și îți păstrezi ochiul curat al minteri, o să vezi toată lumea murdară, că așa e ochiul tău. O să zici că toți sunt bețivi dacă tu bei. O să zici că toți sunt desprinați și prea desprinați dacă tu umbli rău. O să zici că toți sunt zgârciți dacă tu nu dai un ban de pomană. O să zici, dacă conștiința ta este împovărată, ce caut la biserică, cu ce mă ajută. Nimic în lumea aceasta nu putem face fără Dumnezeu. Aceasta ne va revela cuvântul pe care ne spune Sfânta Evanghelie de astăzi. Deci, dacă lumina care este în tine se preface în întuneric, de nimic nu mai ești bun. Trebuie să veghezi cum trebuie să te comporți ca să-ți păstrezi ochiul curat. Mai departe spune așa: nu vă îngrijiți la viața voastră. Nimeni nu poate să slujească la doi domni, că sau pe unul va urâ și pe celălalt îl va iubi, sau de unul se va lipi și pe celălalt îl va disprețui. Nu puteți să slujiți lui Dumnezeu și lui Mamona. Ce înseamnă acest cuvânt? Mamona, în traducere românească, înseamnă demon. Demonul banului vorbește aici. Adică, dacă crezi că vei stăpâni lumea aceasta căutând comorile cele mai iscusite și să subjugi pe toți, nu ești pe drumul cel bun. Nu puteți să slujim lui Dumnezeu și lui Mamona. Noi trebuie să ne adunăm comoară în cer. Pe aici suntem trecători. Și unde e comoara, acolo va fi și inima noastră. Deci nu poți să crezi că îl slujești pe Dumnezeu ducându-te și făcând păcate grele, cum ar fi desfrânarea, prea desfrânarea, beția, ocoția, lăcomia, mândria, invidia, lenea. Nu! Pe Dumnezeu îl slujești cu inima curată, muncind, fiind serios, slujim pe toți, făcând fapte bune, având inima curată ca să poți să-L vezi pe Dumnezeu. Mai departe, textul Sfintei Evangheliei se ocupă în mod special de noi, ca să ne arate cât de importantă este purtarea de grijă a lui Dumnezeu. Ne vorbește despre providență. Nu vă îngrijiți de viața voastră, ce veți mânca sau ce veți bea sau cu ce vă veți îmbrăca. Luați aminte la crinii câmpului, că nu seamănă, nu seceră, nici nu tor și nici nu s-a îmbrăcat nici Solomon în toată mărirea lui ca unul ca aceștia. Deci dacă Tatăl cel Ceresc are grijă și de păsări și are grijă și de florile câmpului, oare nu cu mult mai mult de voi, puțin credincioșilor? De ce duceți teamă zicând ce vom mânca, ce vom bea sau cu ce ne vom îmbrăca? Căci de toate acestea se îngrijesc păgânii. Deci, ce subliniază acest cuvânt?
ca noi să avem încredere în Dumnezeu. Dumnezeu care este stăpânul vieții și al morții. El este Cel care ne învață pe noi că ne poartă de grijă. Hristos ne spune că Dumnezeu nu numai că poartă grijă de păsările cerului și la florile câmpului, ci de fiecare din noi. El nu zice, nu duceți grijă, adică nu vă îngrijorați mai mult decât trebuie. Nu ne oprește de la muncă să ai o haină bună pe tine, care să te reprezinte când mergi, sau să-ți miroasă haina frumos, nu ne oprește. Dar ne dă un cuvânt adânc. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și dreptatea Lui și toate celelalte vi se va adăuga vouă. Cum să cauți împărăția lui Dumnezeu într-o lume în care toți suntem încroiți să facem aici totul? Nu ne mai gândim la lumea de dincolo niciodată. Ce să mai spun un om despre judecata lui Dumnezeu și de importanța faptelor bune pentru judecată? Ei bine, tocmai aceasta ne spune Hristos, că toate acestea ale noastre le facem înaintea lui Dumnezeu. Și toată darea cea bună și tot darul desăvârșit vine de la Dumnezeu, Părintele Luminilor. Toată darea cea bună. Deci tot ce avem e de la Dumnezeu. Ce ai să nu fi primit? De aceea, ca să cauți împărăția lui Dumnezeu, mă vei întreba cum? Păi când îți începi lucrul tău, ducându-te la drum, roagă-te lui Dumnezeu și munca ta va fi alta. Dacă unul înjură sau fură ceva, tu nu fii părtaș cu aceștia. Tu fii omul dreptății, că spune căutați împărăția lui Dumnezeu și dreptatea lui. Vedeți, în Vechiul Testament și Noul Testament, dreptatea este și o virtute socială, dar și o virtute morală. Ea este în Vechiul și Noul Testament sinonimă cu sfințenia. Deci, nu spune că era dreptul Iov, era fără prihană, nu ridica ochii asupra unei fecioare. Dacă am pândit la ușa aproape lui să văd muierea ceea ce eu am semănat, altul să secere și vlăstarii mei să fie smulși din rădăcină. Oare nu era El care era apărătorul tuturor și îmbrăcați pe toți? Era drept, dar era și sfânt. Cum sfânt era drept, erau sfinții părinți Ioachim și Ana. Cum sfânt a fost și bătrânul Iosif, era drept și temător de Dumnezeu, spune Evanghelistul. Noi am uitat să punem la copiii noștri numele Iosif. E un bărbat care a străbătut Vechiul Testament și încă din Vechiul Testament era cu mintea în Noul Testament. Era sfânt. Deci căutați întâi împărăția lui Dumnezeu și dreptatea lui, adică sfințenia vieții. Și toate celelalte vi se vor adăuga vouă. Iubiți credincioși, aceste cuvinte le-a rostit Mântuitorul în Evanghelia de astăzi, ca să ne arate cât de importantă este lucrarea Lui în viața noastră. El ne poartă de grijă, dar noi trebuie să căutăm împărăția Lui Dumnezeu, să ne facem rugăciunile, să venim la biserică, să ne spovedim, să ne împărtășim, să participăm cu evlavii la Sfânta Liturghie, să facem faptele milei trupești și faptele milei sufletești. Și toate celelalte se vor adăuga nouă. Dumnezeu, când vrea, ridică din gunoi și te înalță și te face mai mare peste neamuri. Căci Duhul lui Dumnezeu lucrează unde voiește. El a lucrat ca să fiți dumneavoastră astăzi în biserică. Ca să auziți cuvintele acestea care nu s-au auzit până la Hristos și care de 2000 de ani mângâie sufletul credinciosului, care știe că Dumnezeu este Tatăl, care poartă de grijă Lui, copiilor Lui, neamului Lui și poartă de grijă de comoară pe care o adun ca să o ai în cer pentru împărăția lui Dumnezeu. Mai departe, această Sfântă Evanghelie continuă, predica de pe munte ne arată cum să ne comportăm. Nu judecați,
ca să nu fiți judecați. Căci cu judecata cu care judecați, veți fi judecați, și cu măsura cu care măsurați, vi se va măsura. Fățarnice, de ce vezi paiul din ochiul tău și paiul din ochiul fratelui tău și bârna din ochiul tău nu o înseamă? Sau cum vei zice fratelui tău, stai să scot paiul și bârna este în ochiul tău? Fățarnice, scoate întâi bârna din ochiul tău și atunci vei vedea să scoți și paiul din ochiul fratelui tău. Ne arată și cum să dăm cele sfinte celor care merită, nu câinilor. Ne arată cum să ne ferim de oameni. Când Iisus a terminat de rostit aceste cuvinte, oamenii erau uimiți de învățătura Lui, că învăța ca unul care are putere și nu cum învăța cărturarii lor. Iar când încheie predica de pe munte, spune așa: cel care ascultă aceste cuvinte și le îndeplinește, asemănat se va bărbatul înțelept care și-a zidit casa pe stâncă. Și-au venit vânturile, și-au venit valurile, și-au izbit în casa aceea, dar ea n-a căzut, fiindcă era întemeiată pe stâncă. Iar cel care aude și nu le îndeplinește, asemănat se va bărbatului nechipzuit care și-a zidit casa pe nisip. Și-au venit vânturile, și-au venit valurile, și-au izbit și-a căzut și căderea ei a fost mare. Toate aceste cuvinte le-a rostit mielului Dumnezeu și ne-a lăsat nouă în biserică ca să ne hrănim. Sunt cuvintele vieții veșnice pe care de data aceasta Hristos nu le mai scrie pe table de piatră pe care le poți arunca să le spargi. Nu! El dorește să le scrie pe inima noastră curată. De aceea spuneam cât de important este ca măcar aceste trei capitole, 5, 6 și 7 din Evanghelia de la Matei, să le știm pe deasupra. Atunci când citim, vom primi de la Dumnezeu multă înțelepciune și ne va da și putere, pentru că orice cuvânt al lui Dumnezeu este cu putere multă, așa ne spune Mântuitorul în Evanghelie. Ne dă putere ca să trecem prin marea agitată a acestei vieți. Fie iubiți credincioși, ca măcar astăzi să plecăm cu gândul că Dumnezeu ne poartă de grijă mai mult nouă decât păsărilor și florilor de pe câmp. Amin.